Astăzi, pentru că vreau să postez pe YouTube, vom afla cât de repede am putea să trăim dacă am bea doar un anumit tip de lichid. Așa că astăzi hai să aflăm cât am putea să trăim dacă am bea doar, să vedem ce, lavă. Dacă bem doar lavă, am trăit 15 secunde pentru că temperatura este foarte, foarte caldă, să zic așa, și ți-ar lua foc gura și toate organele interne și ai muri, efectiv. Te-ar provoca numai nitrogen. Da, ce că ai putea să trăiești dacă ai bea nitrogen vreo 3 minute? Ți-ar îngheța în tine plămânii și absolut tot și ai muri. E bine, e bine. Apă din Marea Moartă, vreo 8 minute. E de 10 ori mai sărată ca orice altă mare și e și, nu știu ce, mă rog, poate să te omoare. Ideea e că de 10 ori. Venin de șarpe, că dacă se face așa sete, zici ce vrea să bei, mă, niște venin de șarpe. 10 minute, că ai murit de la venin. Acid de baterie, da, mi s-a făcut sete. Bă, da, ceva normal putem să bem aici, că văd numai porcării. Aoleu, 45 de minute dacă bei lichid. Mercur. Nu știu ce apă e asta. Clor, uite, preferatul meu, când vreau să-mi spăl așa organele interne, beau niște clor. Și mă simt mai bine, doamne. Mai știți când se făceau glumele cu dați-mi niște clor că vreau să beau clor? Ei bine, aparent dacă ai bea clor, ai putea să trăiești încă 2 ore. Și ai murit foarte încet. Da, niște benzină din gasolină. Bă, dar îmi place că bem numai lucruri ok aici. Bun, hai să vedem. Parfum. Uite că de asta ziceam și uite, poate mi se face sete și mai am niște parfum. Și parfum are cam 95% alcool și ți-ar distruge cam totul în tine și ai muri. Apă de gură. În caz de ți-e sete, vreo 22 ore poți să trăiești pe ea. Bowling cu hot water. Apă de aia fierbinte care o încălzești. O zi poți să trăiești pe apă caldă. Bă, dar de ce vrea să încălzești apa? O pei dracu numai... ulei de motor, da. Îmi place că bem numai lucruri bune, rău, dar ulei de motor. Bă, dați-mi să beau ceva normal, că nu mai pot. Da, pasta de dinți. Mă gândeam că vreo 2 zile stau să beau pasta de dinți. Sos de soia. Bă, dați-mi să... 3 zile poți să... fii atent, deci poți să trăiești 4 zile dacă bei pickle juice, cum zice? Da, zeamă de castraveți murați. Dar este de 2 ori mai sărată ca apa din mare și în 4 zile te-ai dus. Văd că, uite, poftim pentru oamenii care nu sunt cu apa, nu cu astea, 4 zile jumate știi cum trăiți pe vodcă, nicio treabă n-aveți. 4 zile jumate direct, dar n-aveți voie să beți mai mult de 300 de mililitri, cred că l-a scris acolo, că vă duceți direct. Ulei de făcut mâncare, da, după ce fac mâncarea zic, mamă, ce ar intra să beau și niște ulei. Ar intra bine, rău de tot. Apă din mare, vreo 8 zile. Nu știu ce sirop e ăsta. Da, când mă duc până Amazon mă gândesc, bă, ce aș putea să beau de aici? Beau direct din Amazon, de acolo, da. 12 zile, trăiesc bine. Mamă! Uitați-vă ce-mi dau ăștia să beau. Deci, dacă vreau să beau apă din din reactoarele nucleare, 2 săptămâni stau pe spate. Uite așa, stau 2 săptămâni și beau apă din reactoare nucleare și zic că sunt direct radioactiv, ești nebun. Gen, să bei doar apă. Mă gândeam, cum dracu, mă, mori în 3 săptămâni dacă bei apă de la ghiuvetă. Și, de fapt, dacă ai bea doar apă de la ghiuvetă, ai trăit 3 săptămâni. Deci, dacă vreți așa un regim puternic, de asta de 3 săptămâni, nu, 2 săptămâni, să fii sigur că nu muriți, bezi numai apă. Urine, da, în caz de n-ai nimic să bei, 3 săptămâni și încă o zi, e bine. Ceai negru, da, uite, vezi, ceaiul negru, în caz de mai apus să-ți faci ceai negru, în caz că nu mai există nicio resursă în lumea asta, 3 săptămâni jumate n-ai nicio treabă. Lapte de vacă, uite aici mai zici. Sânge, dacă când mi-e sete,
mă tai așa și zic, da, hai mă, beau niște sânge. Mamă, nebunesc cu clipul ăsta. Chiar în gest. În sfârșit avem și noi băuturi mai normale. Doamne ajută că nu mai beau acid de baterie și tot felul de chestii. Ce-mi zice băiatul ăsta pe aici că nu se mai poate. Uite, energizant. Știți că sunt copii aia de la universitate cu Monster, cu Hale, cu astea. Am prieteni și trăiesc doar pe Hale și pe cafele. Adică, ia uite, două luni puteți să trăiți doar pe Hale-ul ăla. E bine. Hai că lasă-o încolo. A, apă tonică. Ok, asta e ok. Dar cine ar trăi două luni și jumătate, mai mult de jumătate, pă, cum se cheamă, pă, ouă crude, ce zici, că, na, ce beau astăzi, niște ouă crude. Dar de ce ai murit de la apă? A, nu, gen caloriile, scuze, gen nu ai destule calorii și de aia ai murit, ok. Și de la ouăle astea că n-ai destulă vitamina C. Bere, uite, pentru încă o dată o fericire pentru unii oameni. Două luni jumate n-aveți nicio treabă. Pf, ia vedeți. Dar din nou, nu o să aveți vitamina C în corp și o să ajungeți să... Bine, o să vă distrați două luni jumate, dar după... Na. Coca-Cola, uite. Pe Coca-Cola trăiești bine 3 luni, n-ai nicio... Dar să ai multă Coca-Cola, că în rest... Aici e problema. E și scump acum. Suc de roșii, 4 luni. 4 luni pe suc de roșii, ești bine. Ia vezi, frate. Ia, limonada. Eu că mă duc în centru cu Pink, beau doar limonada. Mai altceva nici că beau. Ce comand eu? Limonada, dar nu limonada de asta clasică. Cu căpșun, cu de-asta, numai chimicare să bagă. Uite, 5 luni dacă vreau să trăiesc pe limonadă, știi cum trăiesc? N-am nicio treabă. Dar ia vezi pe vin. Ia vezi că 8 luni pe vin ești pe spate. Că ia fi are, cred că are ceva calorii și conține și un pic de vitamina C și minerale. Deci pe vin o trăiți coconut water. Jurați-vă voi că știați că există apă de cocos. Jurați-vă că știați, că eu nu știam. Și auzi care și... Bine, dar o să mor de la lipsa de proteine, dar 10 luni ești bine. Apple juice, suc de mere, un an de zile l-ai fentat. Deci dacă nu mai ai ce să bei și cumva ai foarte mult suc de mere, un an de zile l-ai fentat. Ok, bun. Un an de zile pe suc de mere. Dar ia vezi la portocale, că ai un an și un pic. Bun. Porid ăsta nu știu ce. Și nici salep. Și acum, ultimul. Ia vezi, lapte de om. Deci aici trăiești, pe asta trăiești cel mai bine. 2 ani, n-ai nicio treabă. 2 ani, ei fentat așa. Ce contează că nu mai ai apă astea? Bă, ia vezi, pe smoothie-uri nu mor niciodată. Deci dacă rămânem fără apă, suc, de toate și trăim pe smoothie-uri, nu mai murim, am fentat-o, gata. Bun, asta a fost ideea mea pe ziua de astăzi, cât am putea să trăim dacă am bea numai un anumit lucru pe viața asta. Aparent, cel mai bine este să bei smoothie-uri, mă duc să-mi cumpăr un smoothie chiar acum. V-am pupat, ciao, ciao.